Când părintele a venit în sat, noi nu aveam biserică. Se dărâmase la cutremur. Împreună cu sătenii din sat, au început să o ridice. Pe ascuns noaptea, de frica comuniștilor. Când am venit aici, am găsit cimitirul, singura biserică de lemn existentă, înclinată așa 45 de grade din pricina vremii. Și am găsit un om acolo, trăiește și astăzi, care avea niște pere luate dintr-un păr din grădină și a zis, nu vrei niște pere? Și am zis, bine, vreau niște pere. Apoi, în două săptămâni, a constatat că eu sunt preotul satului. Suntem la intrarea în satul Valea Plopului, care aparține comunei Posești. Acest sat are un număr foarte mare de biserici, ceea ce cred că ar intra în cartea recordurilor. Un total de 24 de biserici, majoritatea fiind concentrate în spațiul satului Valea Plopului și Valea Screzii. Această biserică este una dintre capelele, cele 12 capele care aparțin biserici, care aparțin satului, aceasta fiind având și un bazin pentru botez. Botez oamenilor mari care n-au fost botezați și se botează sau trec dintr-o religie în religia creștină. Bisericile care le-am făcut au fost biserici necesare. Spre exemplu, biserică în curțile școlilor, avem două școli, sau în curțile grădinițelor, avem două grădinițe. Sunteți înger sau demon? Sunt și. Părintele Tănase e foarte cum se cade. Ne vorbește frumos, ne explică liturghia în fiecare sărbătoare și e foarte corect. Toată săptămâna dânsul are slujbe. Luni facem la Biserica Hutare, marți la Biserica Sfântul Gheorghe, miercuri la Sfinții Doctori, joi la Sfântul Nicolae, vineri la Adormirea Maicii Domnului și sâmbătă la Sfântul Angură de Aur, și duminică la Sfântul Arhanghel Mihail și Gabriel. Asta e mănăstirea. Cam aici. Intrăm în Europa, dar nivelul de viață e cam ca acum 40 de ani. Nu avem gaze, nu avem canalizare, nu avem apă curentă, deci condițiile sunt un pic cam vitrige, cu toate frumusețea locului în care trăim. Satul este așezat între dealuri, format din oameni vrenici, isteți, dar satul este sărac. Bună ziua! Oamenii trăiesc din ajutor de șomaj, din ajutor social și din pensii. Majoritatea tineretului au migrat la munci în Italia, Spania, rămânând acasă de pe cei de vârstă mijlocie, și bătrânii care au rămas cu copiii lor frumoși și cu nepoții frumoși, de fapt, și cu dorul celor plecați în străinătate la muncă. Cu ajutorul părintelui Tănase au fost aduși în sat foarte mulți copii părăsiți de părinți sau părinți care au decedat. Foarte mulți copii au fost luați în plasament de către oamenii din sat și îngrijiți ca propriilor copii. Un număr de 30-40 de copii au fost înfiați de către săteni. Părintele Tănase a cerut de la enoriaș sprijin și l-a primit.
Unde ați plecat fetelor? La discotecă sau la horă? Unde mergem în seara asta? Cei mai celebri sponsori sunt sponsorii care dau 100.000 și 200.000 și 500.000 și 1.000.000 sub formă unor pomelnice, dar și sponsori care au înțeles și care sunt mai substanțiali și care la un telefon reacționează fără să verifice. Eu am ajutat acolo până la anumite persoane, am dus și niște animale acolo, niște vaci, niște oi, niște capre, ca să dea la oamenii din, adică la biserică, de fapt, ca biserică să ajute. Și plus asta am dat foarte mult, știu eu, nu știu exact câți bani am dat, dar am ajutat biserică. De câte ori mi s-a cerut ajutorul, atunci am ajutat acolo. Era acolo un preot, nu știu cum îl cheamă, care făcea tabere de muncă ca să ajute oamenii săraci să construiască case pentru oameni. M-a impresionat foarte mult și de aceea am și ajutat acolo. Și chiar la dânsul am trimis și animalele, vacile, oile și caprele, ca să poată să întrețină oamenii cu animalele astea. Mai aveți anumite proiecte sau mai aveți în vizor această localitate? De câte ori mi s-a cerut ajutorul, bineînțeles, oricând, dacă mi se cere ajutorul, acolo oricând dau, pentru că știu că banii mei sunt folosiți pentru un scop bun și chiar se cheltuie banii corect, adică nu se duc ca banii degeaba, deci, pentru că e preotul Tănase și am foarte mare încredere și oricând, dacă se apelează la mine, oricând am să ajut acolo. Ioan Alexandru, ce a zis, se omoară copii, se ard copii, se avortează copii, eu vin de la un congres, hai să facem ceva. Am dormit la el, la 1 noaptea ne-am sculat, ne-am dus la crematoriu, am dat bacșiș și am văzut cum se ard copii avortați în crematoriu. Și de atunci am început să luptăm contra omorârii copiilor prin avort. Și așa au apărut copiii. Am ales Valea Plopului, mai exact Valea Screzii, pentru că cei de acolo păreau a pieri sub povara vieții și nu se pot ridica singuri. Nu este nevoie ca făcătorul de bine să iubească suferința dacă vrea să-i ajute pe cei nefericiți. Exercitarea altruismului este un leac al sufletului, învățătura minții și trebuie însoțit de trudă și osteneală, nu numai de bani. Să cauți tu însuți greul și efortul. Am ales să fac o casă de lemn pentru că m-am născut cu barda în mână, iar truda, osteneala sunt ca un lec, chiar dacă uneori este și amar. Este o plăcere să întâlnești ochii aceia de copii cărora le-ai făcut și tu un bine. Facerea de bine este dumnezeiască. Binefacerile sunt cel mai bine plasate în locurile unde există copii și bătrâni. De aceea este mai important decât să dai, felul cum dai, și de aceea n-am așteptat aplauze zgomotoase. Am învățat de la tatăl meu că nu luăm nimic cu noi când ne ducem de tot, doar binele pe care l-am făcut. Facerea de bine nu trebuie însoțită de clopoței la picioare. Altruismul nu are nevoie de glorie dacă vrei să fie stenic. Mi-am zis, copilașii de la Valea Plopului merită binefacerile ce urmează a le primi. Și porumbelul aruncă un fir de iarbă furnicii care se înneacă. Este singurul bun pe care îl consider că mi-aparține. Ia-ți filmat pe copii. Dacă avem acum 218 copii, nu este mare lucru. Dacă am salvat, dacă au trecut pe la noi peste 1000 de copii, cu mame și fără mame, și asta nu este foarte important. Dacă am avea noi acum 1000 de copii, oricum ar însemna picătură în ocean pentru necesitățile României sub aspect de protecție.
Este singurul bun pe care îl consider că mi-aparține, cel pe care l-am dăruit. Am convingerea că românilor le rămâne nealterată solidaritatea. Thank you.